Salutare dragilor și bine v-am găsit, Cătălin Croitoru este numele meu, bine ați venit la un nou episod din seria Fitness Academy. Astăzi vom vorbi despre grăsimi, grăsimi sănătoase și nesănătoase, care sunt alimentele pe care ar trebui să le consumăm și alimentele pe care trebuie să le evităm. Ce este grăsimea și care sunt funcțiile ei? Grăsimea este unul dintre cei trei macronutrienți, ceilalți doi fiind carbohidrații și proteinele. Un gram de grăsime are aproximativ 9 kcal, ceea ce înseamnă că are aproape de 2 ori mai mult decât au proteinele și carbohidrații. Ideal ar fi ca grăsimile să reprezinte în jur de 20-35% din aportul total de energie în timpul zilei. Ea este foarte importantă și pentru absorbția vitaminelor A, K, D și E. De asemenea, este foarte importantă și în coagularea sângelui, în răspunsul imunității și este importantă pentru producerea de hormoni, cum ar fi estrogenul și testosteronul. Grăsimea este compusă din glicerol și din acizi grași. Vom depista trei tipuri de grăsimi. Acestea sunt grăsimile saturate, nesaturate și polinesaturate, dar mai sunt și grăsimile trans. Acizii grași saturați se găsesc în toate țesuturile de origine animală, dar și în regnul vegetal, cum ar fi uleiul de palmier, de cocos și untul de cacao, dar și altele. De asemenea, le poți recunoaște foarte ușor având o consistență solidă la temperatura camerei. Consumul pe termen lung al acestor tipuri de grăsime este considerat de mare risc pentru inimă și pentru colesterol. Dar se pare că problema este mult mai complexă de atât. Alimentele care sunt cu un risc foarte ridicat în ceea ce privește sănătatea noastră sunt alimentele supra și ultra procesate. Acestea sunt alimente care au un conținut ridicat de sare, de grăsimi de slabă calitate, aditivi sau carbohidrați rafinați. Cât de mulți acizi saturați ar trebui să consumăm într-o zi, această cantitate n-ar trebui să fie mai mult de 10% din aportul de energie total. De exemplu, dacă avem o dietă de 2000 de calorii, în jur de 20 de grame de acizi grași saturați sunt suficienți. În ce alimente găsim acizii grași saturați? Alimente precum carnea grasă sau preparatele din carne, produsele de patiserie moi, chiar în înghețată sau în lactatele grase. Acizii grași mononesaturați se găsesc cel mai des în grăsimile de origine vegetală. Sunt cunoscuți sub denumirea de acizi grași omega-7 și omega-9. Aceștia au un impact pozitiv asupra nivelului optim de colesterol din sânge și asupra sensibilității la insulină sau a tensiunii arteriale. Câți acizi grași mononesaturați ar trebui să consumăm pe zi? În jur de 10%. Să zicem că avem o dietă care are 2000 de calorii, aportul de acizi grași monosaturați ar trebui să fie în jur de 20 de grame. Acest lucru înseamnă aproximativ 35 de ml de ulei de măsline sau 100 de grame de caju. În ce alimente găsim cea mai mare cantitate de acizi monosaturați? În uleiurile vegetale, de exemplu, cum ar fi uleiul de floarea soarelui, uleiul de măsline, în semințe, în avocado sau uleiul de avocado și în nuci. Acizii grași polinesaturați se găsesc atât în grăsimile de origine vegetală cât și în grăsimile de origine animală. Tot aici intră și grăsimile esențiale pe care corpul nostru nu le poate produce și le preia doar din alimentație, cum ar fi acizii grași omega-3 și omega-6. Care este cantitatea de acizi grași polinesaturați pe care ar trebui să o consumăm într-o zi? În cazul unei diete de 2000 de calorii, aportul ar trebui să fie cuprins între 6 și 11%, ceea ce înseamnă o cantitate cuprinsă între 13 și 24 de grame de acizi polinesaturați. Acizii grași omega-3 sunt esențiali pentru buna funcționare a organismului nostru. Ei sunt de trei feluri, ALA, DHA și EPA. Corpul nostru poate să sintetizeze acizii grași DHA și EPA din ALA, din acidul alfa-linoleic, doar că în cantități limitate. De aceea este esențial să consumăm alimente care conțin DHA și EPA în cantități mai mari. Acizii grași omega-3 au efecte pozitive asupra inimii și asupra reducerii tensiunii arteriale. De asemenea, au și un efect antiinflamator. Acidul ALA se găsește în in și în semințele de in, în nuci și în semințele de chia, iar DHA și EPA le găsim în peștele marin gras, în algele de mare sau în suplimentele cu omega-3. În general, se consumă o cantitate în jurul a 0,25 și 2 grame de DHA și EPA. Acest lucru se poate realiza foarte ușor consumând o simplă conservă de sardine. Acizii grași omega-6 ajută la îmbunătățirea condiției inimii și a vaselor de sânge. Aceștia se găsesc în uleiul de porumb, în uleiul de soia, de susan sau în arahide. Se recomandă ca raportul dintre omega-3 și omega-6 să fie de 5 la 1 în favoarea acizilor grași omega-6.
În realitate însă, în Occident, de exemplu, raportul este de 20 la 1. De aceea se recomandă, ca să ne concentrăm mai mult pe scăderea consumului de acizi omega-6 și pe creșterea aportului de acizi omega-3. Grăsimile trans sunt cea mai periculoasă grupă de grăsimi. Acestea cresc riscul de boli cardiovasculare. Apar în tractul digestiv al rumegătoarelor și prin procesarea incorrectă a alimentelor, și anume solidificarea parțială a grăsimilor. Grăsimile trans le găsim în alimente, precum ar fi înlocuitorii ieftini de ciocolată, în produsele învelite în ciocolată, în băutura soia, în produsele de patiserie, foietaj, sau în produsele semi-preparate, cum ar fi pizza congelată. La final am să vă fac un scurt rezumat cu lucrurile pe care ar putea să le puneți în practică ca să vă fie mai ușor. Astfel, meniul vostru în ceea ce privește grăsimile ar trebui să includă în mare majoritate uleiuri de măsline, de rapiță și de in, nuci și alune, pește marin gras, semințe de in sau uleiuri de nuci. Mai rar, meniul vostru în ceea ce privește grăsimile ar trebui să conțină lactatele cu un conținut ridicat de grăsimi, carnea grasă, uleiuri de floarea soarelui sau semințele de floarea soarelui, uleiul de soia, uleiuri de arahide sau de porumb sau chiar și untul. Alimentele pe care ar trebui să reducem consumul cât mai mult sunt următoarele: salamul, cârnații și alte tipuri de mezeluri grase, alimentele cu conținut ridicat de grăsimi și alimentele cu conținut de grăsime parțial solidificată, alimentele prăjite de asemenea și produsele de patiserie din foietaj. De asemenea, produsele semi-preparate și alimentele tip fast food iar sunt nocive pentru sănătatea noastră. Acesta a fost episodul despre grăsimi din seria Fitness Academy. Lasă-ne în comentarii care crezi tu că sunt cele mai bune surse de grăsimi și cele pe care le folosești tu. De asemenea, nu uita să apeși butonul de like și de subscribe și ne vedem data viitoare.